În cadrul vizitei premierului Moldovei la București, Dacian Cioloș a declarat că va transmite prima tranșă din ajutorul rambursabil destinat Republicii Moldova, însă doar după ce Chișinăul va lua măsuri concrete de reformă. De asemenea, acesta a afirmat că este posibilă acordarea unui sprijin de urgență pentru cetățenii nevoiași din Republica Moldova. Cunoaștem dificultățile din Republica Moldova în momentul de față, care au fost accentuate și de criza politică prelungită din aceste ultime luni și din această perspectivă, în măsura în care Guvernul Republicii Moldova se angajează la niște reforme, Guvernul României are în vedere într-o primă fază, într-o primă etapă, un sprijin de urgență pentru a ajuta cetățenii mai nevoiași din Republica Moldova să iasă din perioada de iarnă, o perioadă mai dificilă. Și aici am spus domnului prim-ministru că în perioada următoare, în zilele următoare, analizăm posibilitatea pe care o avem pentru a veni cu un anumit sprijin pentru anumite produse de primă necesitate, pe care am dorit să le putem furniza în contact direct cu cetățenii Republicii Moldova. Deci este un sprijin adresat cetățenilor Republicii Moldova cei mai nevoiași. Totodată suntem pregătiți să acordăm și un sprijin financiar din acel credit, credit rambursabil pe care România l-a promis, în măsura în care sperăm ca procedura de ratificare a acordului în Parlament să evolueze în săptămânile următoare. Dar i-am spus domnului prim-ministru că înainte de a livra prima tranșă a acestui acord, ne așteptăm din partea Guvernului Republicii Moldova să vină cu câteva măsuri concrete care să demonstreze voința de reformă. Și i-am spus că în următoarele zile, până la sfârșitul săptămânii, vom veni cu o listă de câteva măsuri pe care guvernul ar putea să le ia înainte de a transmite de la București această primă tranșă.